Mă numesc Cătălin Gavril și am vârsta de 22 de ani. Sunt din Brașov, dar momentan locuiesc în Anglia. Sunt bucătar. Vom începe cu acest piure de kumquat. În seara asta voi găti un sibas cu un piure de kumquat, niște segmenți de portocale și grapefruit și niște bacon. Îmi place să gătesc. Gătesc de pe la vârsta de 16 ani. Am făcut și un curs de bucătar. Am început acum cu curățarea morcovilor, aproximativ 4 ani în urmă, după terminarea liceului. Am decis să plec din țară, pentru că nu am avut posibilitatea să găsesc un job bun aici, în afara Londrei. M-am angajat ca bucătar, am lucrat la restaurantul Osteria, unde am învățat foarte multe, după care am decis să merg la următorul restaurant, unde am lucrat pentru Michel Roux timp de 8 luni de zile. În timpul în care lucram pentru Michel Roux, cei de acolo au primit o stea Michelin. Și îmi place să cred că am avut și eu o contribuție pentru această reușită. Am ales să gătesc pentru cei 3 șefi acest preparat pentru că este unul mai simplu. Îl cunosc deja și am zis să nu risc venind cu ceva nou și să eșuez. Fileul este gata. Vom pregăti acum peștele. Acum lucrez într-un restaurant din Londra, mai exact pentru Alain Ducasse. Cea mai mare dorință a mea este pe viitor să am restaurantul meu și să pot obține o stea Michelin. Punem pește și îl presăm pentru 20 de secunde. Vom întoarce peștele acum. Îl luăm de pe foc și vom termina cu niște unt. Mă bazez mult pe aspectul farfuriei. Sunt foarte bun pe plating. Aici avem niște ginger murat. Consider că primul impact este platingul și este foarte important. Și în al doilea rând, gustul. Acest preparat va aduce cuțitul astă seară. Unde stau? Unde s-a dus? În ce parte a dat? Stai mă că e mai greu. Vino mă cu pace, uite mă. Să mâncăm, dar să-mi duc pe aia. Am venit la șef la cuțite pentru că este o oportunitate pentru a-mi putea găsi un job. Pe viitor vreau să vin acasă. Mafia, mafia! Ce e, Florin? Vrei să facem pariu? Ce e acolo? Dacă nici după un sfert de oră de uitat nu-ți dai seama ce e acolo, e groasă. S-a uitat. Da, dar nu înțelegi ce e. Haide, să-i dăm. Hai, 3, 2, 1. Uite-mă cu gref ce ai vrut tu, băi. Și portocală, și ghimbir marinat. În sfârșit o farfurie colorată, mă, copii, mă. Uite și cu un sos, un jeleu. În sfârșit primul morcov necurățat pe anul ăsta. Ăsta e precis în piure de la de mango. Băi, vezi că e primul morcov necurățat pe anul ăsta? Ba nu, e portocală. Vrei să spun cum se numește preparatul ăsta? Ia zi, dragule. Sibas cu citrici. A la orange. E de asta mediteranean. Ia să vedem. Și cu ghimbirul marinat, de unde? Ce mediterana a văzut ăsta, mă? Ghimbirul marinat este doar pentru prosciutto. Da. Doar pentru? Prosciutto. Prosciutto. Vezi că fileurile sunt curățate așa cum trebuie, frate. În sfârșit, cineva care mai știe și cu econom. Prea toți ăștia care vin pe aici știu numai cu pelseta. Cu pipeta. Sigur e băiat. Hai să vedem gustul farfuriei. Da. E puțin amar. Bucătar din Franța a lucrat la Paris cu băiatul ăla de a fost la tine în echipă, cum îl cheamă ăla, mișto rău de tot. Mihali. Cu Mihali, da. Francezii
au un alt stil. Este stilul modern englezesc, în care ingredientele trebuie spuse în valoare. Și merg cu o anumită temă, tema citicelor, care o avem noi aici în farfurie, a fost abordată de un fotograf de mâncare din Marea Britanie, român de origine. Păi, deci arată farfuria asta, arată senzațional. Păi, arată impecabil. Momentul în care o guști... Dragii mei, spuneți ce vreți voi. Băi, știi ce mă sperie de aici, Cătălin? Cătălin, dacă îmi lăsa peștele, gref, ghimbir, singura portocala mă sperie de aici. Mă deranjează portocala. Băi, are gust de detergent. Singura două chestii pe care le-aș înțelege separat este ori prosciutto, ori ghimbir. Astea două, în combinație, puțin ciudat. Dar-mi place farfuria. Asta e un piure din coajă de portocală. Ai gustat din toată combinată? Bineînțeles, în afară de morcovi. Fraților, pierdeți vremea degeaba, pentru că omul ăsta habar n-are să gătească. Am aflat că termină, nu? Terminați, deci exagerez aici. Vă spun, fără piureul ăla de acolo era altă discuție. Dar cred că pot să-i scot asta din cap. E bucătăraș toată ziua. Hai, mă, are tehnică, pe bune. Haide, nu exagera. Are știință, frate, are tehnică, dar n-are știință. Hai, un om care gătește în stilul ăsta atât de toxic, jur, nici nu vreau să-l... Nu vreau să-l am în jurul meu, da. Pentru că e amar și acru dus la extrem. Să nu te văd că te înghesui. Da, iată, exact. N-am nicio aici treabă. Ce frumos. Bună seara. Salut. Bună seara. Cătălin Gavril, sunt din Brașov. Câți ani? 22. De cât timp gătești, Gavril? De aproximativ 4 ani. Lucrez în Londra. Acolo mi-am început cariera, aș putea să spun. Cătălin, da. Cum te-ai apucat tu de bucătărie? La vârsta de 18 ani, după ce am terminat școala, am decis împreună cu vărul meu să plecăm la muncă în Anglia. Am fost pe șantier, am lucrat în construcții pentru 3-4 luni, după care mi-am găsit acest talent, aș putea să-i spun, și am lucrat ca șef de linie într-un restaurant italian al lui Anthony Dimitri, este un șef popular în Londra. Okay. Și după aceea am lucrat la un member private club care este în colaborare. În colaborare, mă scuze, cu Michel Roux. Iar acum de 2 luni de zile lucrez pentru Alain Ducasse la The Dorchester. Unde lucrezi? La Alain Ducasse, The Dorchester, în Londra. Interesant. Nu încep să mă supăr, băi. Înțelegi? Dar măcar pronunță-i numele corect. Alain Ducasse. Ducasse. Mai încearcă. Alain Ducasse. Am o întrebare ciudată pentru tine. În cazul în care mergi mai departe din echipa căruia dintre noi ai dorit să faci parte? Domnul Sorin Bontea. Așa să-ți rămână numele. Așa să... Băi, invidioșul. Cătălin Gavril. Cu cel mai al dracu respect pe care l-am pentru toți bucătarii care i-ai enumerat. Pot să spun doar că după 4 ani, prietene, n-ai învățat nimic. Ideea e să știi să combini gusturi și să ajungi să înveți să combini gusturi. După 4 ani n-ai cum să faci treaba asta. Tu n-ai curățat nici cum trebuie morcovul ăla. Ce ai gătit tu aici, din punctul meu de vedere, și crede-mă că ai nevoie de treaba asta ca să te mai aduci un pic cu picioarele pe pământ. E o mizerie. Culinar vorbind, este o mizerie. E foarte frumoasă mizeria ta, dar e o mizerie. Bă, lucrezi la Ducasse, frate, nu poți să-mi faci un sos la pește. Ia uite-l pe ăsta. Dacă știam că lucrezi la Ducasse, capul meu, te alergam pe aici, pe cuvântul meu. Gavril, cred că talent ai, dar face impresia că te grăbești. Încerci să sari etape, ceea ce nu e ok. Trebuie să te calmezi puțin, să vii exact cu picioarele pe pământ. Farfurie frumoasă, arată impecabil. Faci aceeași greșeală, cum o fac mulți alții la vârsta ta, care tot așa a 2-3 ani de bucătărie. Plating frumos, uită de gust și de combinații de gusturi. Grăbezi lucrurile. Ai gustat farfuria cap-coadă?
Da, în timp ce am gătit-o, am gustat. Nu, nu ingredientele separat. Puștule, cum te găsesc pe Facebook? Șef Cătălin Gavril, am o pagină. Exact asta trebuia să caut de la început, vezi? Dar am zis, bă, nu, îi mai ofer o șansă. Bă, spune-mi ceva, dar... Hai, mă, că dacă... Bă, iartă-mă, nu, m-am enervat, iartă. Dacă te enerva, ține pentru tine și îi spui după aia. Că nici ție nu-ți place altul când spune câte ceva. Da, mă, scuză-mă. Bine-o face, Gavril. Da. Păi, ai grijă, ia-o încet. Ai talent, ai viziune, dar ia-o încet. Da? Ok, dar calmează-te puțin în gusturi. Asta e marca dracu. Campari e floare la ureche pe lângă ce faci tu. Da? Am înțeles. Cât ai zis că ai muncit pe șantier? Vreo 4-5 luni. Adu-ți aminte de șantier. Adu-ți aminte de șantier. Vă mulțumesc. Fugi, fugi, fugi. Băi, da? Da. Ai auzit ce ți-am spus? Da. Mă simt fericit că am luat acest cuțit, doar că și puțin dezamăgit de mine pentru ceea ce am făcut.